Haideți că vă cam pupă frățiorul vostru, vă cam pupă frățiorul vostru miciulete și vă urez bun venit la un nou episod de Total Recall Battle Simulator, joculețul ăsta în care bag unități să bat între ei, să încaiere ăștia ca câinii, analfabet. Nu uitați, distrugeți butonașul ăla de like și azi hai să terminăm dinastiul sau parcă dinastii jucam sau nu mai știu, ăsta parcă era că nu mă înșel, neapărat like și subscribe că mă ajută super, super mult, vă rog. Cum îi distrugem noi? Păi, frate, dragonii ăștia fac toată treaba, mă. Băi, stai, mă, noi aici. Eu când pun un dragon, eu nici nu mă mai gândesc că gen, deja știu că e terminat jocul ăsta, știi? Când am pus dragonul. Ia, uitați-vă puțin. Bă, ești nebun? Abia o mișcat. Deci s-a terminat atât de repede încât abia o mișcat ăștia. Deci a fost prea easy. Să dăm aici, mamă, ăsta cu zeu. Ăsta cu zeu s-ar putea să pună probleme. Dar dragonii o să-mi vingă de fiecare dată, așa că nu-mi fac probleme de dragonași ăștia. Și aici să pun și niște arcase, zicem că mai trag de la depărtare. Ce mă ăsta? Ia mă. Mai pun niște ninjelai pe aici. Și niște samurai de ăștia. Așa, hai să vedem acum ce... Ăla, ăsta zeu ăsta o să mă enerveze, că o să tragă destul de nasol. Da, uite, vezi zeu ăsta... Da, degeaba totuși, cred că... Mamă, dar câtă viață are! A murit în sfârșit, dar totuși, câtă viață mai avea? Ce mi-a trecut dragon? Ăsta nu. Mi-a tras ăsta aici în dragon și cred că mi-l distruge. Așa că ar fi bine să punem și noi doi dragonași. Dar să-i protejăm cu ceva, nu putem să-i protejăm. Uite, pun niște samurai de ăștia pe aici. Trag ăștia în ei. Și mai pun încă doi dragoni. Și de 600, și mai pun arcașiva pe aici. Hai să vedem acum. Ok, deci ăștia apare în curăță tot aici. Uite, asta să nu-mi pună probleme. De asta ziceam eu. Hai, vă rog, eu nu-mi puneți multe probleme. Multe probleme. Cea, nu, mi-au pus o problemă. E deloc. Eu mă așteptam să tragă, să mi sfâșie. Ești nebun. Da, da, zei ăștia cred că o să pună ceva probleme. Dar pune din nou dragoni. Nu știu, sunt prea OP dragoni ăștia. Efectiv, sunt prea OP. Pune niște bețișoare de-astea. Că ăștia cu băț așa ajută. Ăștia doar îi pun așa și o să distragă atenția. Ăștia nici nu știu ce sunt. Mă rog. Ia. Da mă. Și cât mai am 170. Un samurai. Mă pici pe samurai. Ia. Hai să vedem pe ăștia. Uitați ce s-a făcut aici. Ești nebun. Noroc cu dragonul ăsta. A, nu, ăsta n-a murit. Ăștia au destulă viață și mie să nu distrugă dragon. Uite, mi-a omorât un dragon. Oh, nu, doi dragon, nu. Oh, am fost aproape de moarte cu dragonii. Mai să-mi omoare toți dragonii. Ceea ce nu prea era așa fericit. Nu prea era așa bine dacă e să o gândim așa puțin. Mamă, ce e mai aici că nu văd. Nu văd de ceați. De ăștia. Bă, băieții mei. Bă, eu cum să vă explic? Că jocul ăsta îl termin imediat. Dar hai că nu vreau să-l termin de prima cu dragonii. Vreau să joc cu ceva mai așa, mai... Să fie mai așa... Mai un pic hard, să zicem așa. Niște arcași, niște deștea cu băț. Și uite, mai pun eu aici samurai. Oricum jocul ăsta se termină imediat dacă am pus dragonii, a curățat pe ăștia. Dar vreau eu așa să văd cum e. A, nu că ăștia sar. Lol, nu mai așa ușor cum am crezut. Nu mai așa ușor, uite, partifiche. Nu mai e chiar așa ușor, mă, băieți, cum am crezut și eu. Că ăștia cam sar. Nu merge așa. Nu merge așa, fiindcă trebuie ceva să le distragă atenția, uitați aici. Deci dacă am pus ceva să le distrag aici atenția, s-a terminat șmecheria. Încă pun aici arcaș. 3, 4, 5. Uite, un rând ăsta de arcaș care o să trag aici. Și ce mai pun niște samurai? Ceva să umple pe aici. Nici nu-mi trebuie toți banii. Fiți atenți. Eu mă gândeam că ăștia trec. Nu mă gândeam, bă, că s-ară așa. Eu nu știam, bă, că s-ară ăștia așa. De unde voiai să știu? Stai, mă, așa, mă, că m-ați enervat, mă. Bogame și eu. Ia mă că pun dragonul aici, mă. Și aici mai am să vă văd acum, mă, șmecherilor. Hai mă, șmecherilor. Hai mă. Hai acum să vă văd, mă, mai sunteți șmecher, mă. Mai sunteți, mă, că v-am pârli, mă. Easy, Zeus, easy. Jocul ăsta e prea easy pentru mine, mai frate. Cum să vă mai explic eu că e prea easy jocul ăsta pentru mine. Mă, ăștia aici. Ăștia cu săgeți să poate să... Ăștia-s de aia de sarmă? Nu știu, dar ăștia oricum îi potolim rapid cu niște dragonași.
Și punem, uite, gen, să zicem că sar pe ăștia după aici, după la mine. Și să zicem, fac și ea, dă ăștia să tragă o leacă. Și dacă pun, cred că o balista, dar asta absolut nu mai știu cum se chema. Și, nu știu, nu mai am ce probleme, zic că așa ar fi de ajuns. Aute, au, nu, au sărit cam prea în spate, mi-a luat dragonul. Putu-s luna ta, mi-a luat dragonul. Hai, hai, suflă dragon, suflă, 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 suflă. Ăla-i, 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 ăla-i tati, ăla-i tati. Alo, l-au murit și ea. Lol, cât de rapid a fost ăsta. Cât de rapid a fost ăsta. Nu mă așteptam să fie chiar așa rapid. Și cred că ăsta e ultimul sau penultimul level. Și avem pe ăștia așa. Și ăștia care, ăștia care zboară îmi pun probleme. Dar nu uitați că dragonii sunt peste tot. Dragonii sunt peste tot. Cele mai OP unități din joc. Pă bune. Fără niciun mișto. Păi uite-te un pic aici. Uite-te un pic aici, fratele. Îi vezi? 5 dragoni. Bă, voi vedeți? 5. O să curețe tot. Tot o să curețe dragoniște. Deci, tot. Uite aici. Ia uite, frate. Ia uite, fratele meu. Băi, frate. Bă, frate, sunt niște unități atât de OP. Eu nu știu cum de s-au gândit. Sunt niște unități mult prea OP pentru jocul ăsta. Mult, mult prea OP. Mult prea OP. A, nu? Nu era ultimul. Da. Are rost să-i mai pup. Uite. Hai să zicem că acum e mai ieri și pun niște baliste de-astea. Hai să pun ăla cum e în față. Niște de-astea. Da, oricum și cu ăstea nu e... Nu e mare diferență. A, ba, cu ăstea e altceva. Ia uite, mă. Stai că sunt ăștia. Stai, bă, că pe ăștia nu i-am văzut, băi, frate. Stai că ăștia sunt OP. OP, a? OP, a? 3, 4, 5. Băi. Nimic nu e mai OP decât dragonii. Nimic nu e mai OP decât dragonii. Nimic. Wow! Mira te, bă! Nu pot să cred că pierd dragonii. Ăștia s-au omoară între ei, că ăștia sunt proști rău de tot, dragonii ăștia. S-au blocat aici, bă, neblezi sunteți, mă. Bă, da, proști sunteți, bă. Bă, da, proști sunteți. E că pun mai puțin atunci. Uite, pun 4, hai să zice 4. Să umplu aici de ăștia. Nu mă, nu, așa. Uite așa. Știi ce zic? Hai, vedem acum. Uite, vezi ca se omoare mai rapid. Mai rapid, mai rapid, hai. Hai dragonii. Dragonii, haide, haide, haide. Uite cât dau. Hai mă, omorâți-l pe ăsta, mă. Cine e ăsta, zeul soare? Hai să mor tu, că ăsta nu moare. Hai pe bune. Cine-i mă ăsta, mă? Cine-i mă ăsta? De n-am auzit eu de el, de s-a blocat de lăm ăsta. Dați-mă pe la spate, mă. Omorți-l, mă, că s-a făcut roșu. Nu mai are multă viață, cred că. Parcă s-a roșit. A, nu, are, cred că, specială de asta. Bă, băgămeș. Ura, mă, de urâții. Urâți, 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 nevi, ce sunt. Ia, mă, stai. Ia. Să-l iau eu pe ăsta. Ia. Ia, frat. Trag în ăsta. Trag în ăsta. Aha, bă, ecco. Am câștigat? Am câștigat. Lola, am câștigat. Bă, și cred că ăsta a fost din astea. Ăla-i, frate. Eu v-am zis că pe ăsta îl terminăm azi. De hai să vedem în episod viitor ce derby-ul vom avea. Da, ăsta a fost. Deci, dragonii. Cele mai OP unități, folosiți-le. Rupeți tot cu el. Rupeți tot. Deci, hai să vedem ce am avea data viitoare. Deci, am făcut 4 nivele. Este al 4-lea. Tocmai ce l-am terminat. Mai avem încă 5. Lăsați butonul de like ca să le continuăm. Aici e așa. Ăștia cu pirații. Ăștia este destul de hard, hard. Ăsta cât are 2 de-astea, 2 de-astea, 2 de-astea, 3 de-astea, 4 de-astea. O să fie ceva de muncă. Dacă voi lăsați butonul de like și mă susțineți, eu o să continui cu episoadele de Totally Accurate Battle Simulator. Eu am fost Dani Vlogam și ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. Da, Dani Vlogam, am zis, bă, sunt sou atât de idiot. Miciulete GMG, GMG, deci cel mai șmech YouTuber e Miciulete. Așa că ne vom reauzi data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!